Doamnelor și domnilor, începe acum comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine v-am regăsit! Săptămâna viitoare, la vremea asta, dacă ne ajută vremea și vremurile și sănătatea, putem să circulăm pe noua șosea de centură a municipiului Râdăuți. Ce zici de asta? Da, e o veste bună. Circulă cine are treabă, dar nu este plin pe acolo așa că vrei tu să vezi șosea de centură. În probe. Exprimarea e că intră în probe pentru darea în trafic. Și mie mi-a amintit asta de ceva din urmă cu vreo 12 ani, 2008, cam așa. Pe la vremea asta, când era așa frig și ceață. Da, chiar așa târziu, așa de vreme a început, parcă mai târziu a început. Șoseaua de centură a Sucevei a început prin 2009. Păi șoseaua de centură a Sucevei? Da. Atunci, în 2008, în toamna aceea, așa? Când s-a săpat primul excavator. A, tu de la șoseaua de la Suceava spui? Da. A. Atunci a spus domnul președinte Flutur că inaugurează începerea lucrărilor la șoseaua de centură. Și acum și acum intră în probe pentru darea în trafic săptămâna probele. Viitoare. Probele se inaugurează. Cu ștergar, cu colac. Așa era în 2008, nu? Da. Păi, de ce n-ar fi așa și acum? Ștergar, da. Colac, o dar mai bine pică vas cu sare și o sticlă de vin. Mai bine pică înainte de alegeri, ca un făcut așa. O să fie această inaugurare de probe. Oricum, Cătălina, în ultimii ani s-a lucrat intens la Râdăuți. Știi aici că a început după o perioadă de și da. Când s-a apucat firma asta UMB Spedition, toată lumea o laudă. Într-adevăr, UMB Spedition a făcut un lucru bun în urmă câțiva ani, când era Victor Ponta prim-ministru și a fost, știi, la Baisa, pe acolo, pe la Baisa. Da, a făcut Baisa, drumul Suceava-Botoșani. Suceava-Botoșani. Aceeași firmă, e da. Bun și acum, nu? Firma domnului Umbrărescu. Nu, da, e bun. UMB Spedition. Da, drumul e bun și acum. Da, și tot a lucrat foarte repede. Aici, la șoseaua de centură, la fel. S-a întâmplat când s-au apucat oameni de lucru, au făcut. Într-adevăr, pentru Rădăuți este foarte bine. E și acolo un oraș foarte aglomerat. Acolo mai sunt fabrici mari de producție. Păi ai astea, Weihofer, Eger, plus Eger. Că ai toate cele cu încălțăminte în zona Vicov. Da, deci chiar e foarte bună șoseaua de centură acolo. Probabil că tot o să dureze și cum e cu șoseaua de centură a Suceavei. Inaugurarea s-a făcut, dar mai sunt niște chestiuni tehnice de recepție care mai durează. Important este să se circule pe ea. Și important este să știe lumea cine a făcut-o. La șoseaua de centură a Sucevei, lucrările au fost de altă natură, mai spectaculoase, cu viaducte și așa, cu alunecări de teren. Acolo e mai ușor traseul, poate, dar deja sunt probleme pe sectorul Șcheia Pătrăuți, decopertau săptămâna aceasta ca să cârpească. Ei, poate și taseul un hârleț. Să nu fie acel hârleț. Așa, și aici chestiunea cu șoseaua de la Rădăuți e în felul următor. E fix ca în bancul ăla, l-am mai spus mai de mult, dar poate s-a uitat sau poate nu l-am zis, sau poate nu l-am zis cum trebuie. Fix ca în bancul cu rușii și cu americanii în timpul războiului rece, când secretara panicată a președintelor americani, între domn președinte americanii vopsesc luna cu roșii, au vopsit un sfert. Lasă, nu e nimic. După o vreme, domnul președinte, jumate de lună e roșie. Asta nu e nimic, lasă. Și la un moment dat vine secretara roșie ca focul după câteva roșie ca luna. Roșie ca luna, transpirat. Domnul președinte, rușii au vopsit luna cu totul, e roșie toată. Bine, sună la departamentul de stat și spune să dea o dungă albă și să scrie Coca-Cola. Știi? Așa și aici, s-au frăsuit ăștia la PSD, că au avut guvernarea, primarul la Rădăuți, Sinistru Tătar, pac, pe teren, a? Și vine, la sfârșit, vine Gheorghe Flutur, flutură. Dă o dungă galbenă și zice realizare marca PNL. Pam, pam. Păi dar cine a făcut plățile, nu? Cine a avut guvern da, că liberal? Da, nu mai lungi, că stricăm totul. Las-o așa, cum am zis. Așa, și
Despre ce vrei să mai vorbim? Mai vorbim nici despre... n-ai multe de vorbit azi. Ce ai tu atât de mai vorbim azi? Despre atribuțiile viceprimarilor. Puțin și... Da, atribuții, deci... Te lăsăm să mergi în weekend. Deci Lucian Hașovski este Lucian Hașovski de data trecută și Teodora Munteanu e Mariana Andronache. Adică astea sunt atribuțiile. Le-a luat doamna Munteanu și a avut doamna Andronache, cred că cam tot alea, nu? Nici în plus, nici în minus. Și domnul Hașovski merge pentru că a și căpătat experiență cu atribuțiile pe care le-a văzut și el e deja intrat în campania electorală pentru alegerile locale din anul 2024, atunci când va candida la funcția de primar al Sucevei, în locul lui Ion Lungu, care a zis că se retrage și nu iese din politică, dar nu mai vrea la primărie, și vine prințul moștenitor, cum îi spune Dan Ion Cușnir. Și Ion jumate Lungu din Suceava. Prințul moștenitor. Și el... Dacă s-a învățat cu asta, trebuie să să aprofundeze aceste domenii, să fie profesionist, să fie perfecționist, astfel încât să se poată prezenta în fața electoratului în 2024 cu o serie de realizări. Doamna Munteanu nu cred că o să candideze, dar oricum vezi că și Ion Lungu, una, două, îl bagă și la proiecte de hotărâri pe Lucian Hașovski, acolo e și el co-inițiator, unde se merge pe teren, merge și cu Lucian Hașovski. Deci își pregătește prințul pentru, pentru încoronarea din 2024. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor și domnilor, știrile continuă.